Ei, dragilor, am mai făcut o tură de vegetat de casă. Nu va fi ultima pe anul ăsta, că mai trebuie să fac câteva ture ca să am pentru toată iarna și am zis să filmez procesul, mai ales că mi-a cerut foarte mulți rețeta de vegeta. Eu fac vegeta acasă pentru supe, tocănițe, ciorbici, să am eu la mine în casă fructe și legume deshidratate pentru vegeta. Astea fiind spuse, hai să vă arăt și vouă rețeta. Mai bine zis, cum procedez. Încep procesul în grădină unde adun fructe, legume și rădăcinoase pentru vegeta noastră. Am aici și niște țelină, am avut și pătrunjel, alte dăți de data asta nu am pus. Uite ce am pus tura asta. Țelină, atât tulpină cât și frunze. Am și un păstârnac aici, după cum se vede. O gulie sau ridichie albă, cum îi zice fiecare. Am ardei de trei feluri, după cum se vede. Vreo trei morcovei, o ceapă roșie mică și o ceapă albă mai măricică și o bucată de praz. Începe, evident, cu tocarea legumelor și asta e un proces foarte important, că așa se usucă mai repede. Dacă le tocați mărunt, se usucă mai repede și de multe ori nici nu mai e nevoie să râșniți după legumele, că rămân mititele. Am început cu morcovii, i-am dat prin tocătorul ăsta de legume și i-am pus într-o tavă de cuptor cu o hârtie de copt dedesubt să nu se lipească legumele și fructele de tava cuptorului unde se vor usca. Am făcut același proces cu toate, mai puțin cu țelina și cu prazul pe care i-am tocat la mână așa mai măricel. I-am pus și pe ei, de data asta pe grătarul de la cuptor, după cum vedeți, la fel am pus o folie, m-am ajutat de tot ce aveam tavă și grătare prin casă ca să las legumele la deshidratat. Bun, după ce am făcut procesul ăsta de tocat, las puțin în casă la svântat legumele, iar după începe procesul de deshidratare. Și aici am două variante. Eu cel mai des folosesc varianta numărul 1, adică soarele. Las o zi întreagă legumele la soare, mai ales vara, într-o zi e de ajuns și se usucă, se deshidratează super bine. Întotdeauna pun peste ele o plasă din asta ca să nu vină muștele să atace acolo situația sau alte gâze. Și repet, las pur și simplu la soare să se deshidrateze legumele și din când în când este indicat să amestecăm în ele. Dacă nu dispuneți deloc, vă arăt și varianta cu virgulă cuptorul. Pur și simplu bag tăvile la cuptor, dau o căldură sus și jos și dacă aveți cuptor cu ventilație, băgați și ventilația că se vor usuca mult mai repede și grade avem 90 de grade, de acum depinde puțin și de cuptor. Din când în când mai deschideți cuptorul ca să iasă aburul din interior și ca să nu deschidem sau să lăsăm cuptorul întredeschis să consume multă energie. Eu ce fac este la jumătate de oră iau un prosop uscat și șterg geamul cuptorului de umiditatea care iese din legume și uite așa nu consumă foarte multă energie. Știu că e un proces mai migă că trebuie să stai la jumătate de oră să ștergi geamul, dar nu consumi atât de mult curent. Și după vreo 2 ore, jumătate, 3, așa arată legumele. Repet, și aici trebuie să amestecăm în ele, pentru că altfel nu se deshidratează corect, corespunzător și pe o parte și pe alta. Eu vedeți că tava, grătarul de jos, le-am pus legumele în tava mare și am lăsat acolo până au devenit așa. Știm că sunt gata când pur și simplu când apăsăm pe ele se sfărmițează, după cum vedeți. Putem să le lăsăm așa, adică nu sunt mari, vedeți că sunt tocate mărunt, acum depinde de gustul fiecăruia. Eu le-am scos din tavă ca să se răcească completamente și le-am pus într-o farfurie acolo. Am adăugat și niște mărar uscat pe care l-aveam eu păstrat în compoziția asta și le-am băgat la blender ca să le mărunțesc o idee, adică nici praf, așa, pulbere nu am făcut din vegeta. Am zis să se cunoască totuși legumele când le pun în ciorbă. Le-am făcut puținel mai mici cu ajutorul blenderului ăsta. Nu este o râșniță, este un blender și ăsta este rezultatul. Cam așa de dimensiunea asta au rămas legumele. Vedeți că nu am adăugat sare. Nu-mi place să pun sare în vegeta pentru că nici mâncarea nu o mâncăm prea sărată, așa că preferăm să punem sare direct în mâncare, iar vegeta să rămână doar gustul autentic de fructe și legume. Deci, prin urmare, sare eu nu adaug niciodată. Se păstrează foarte bine așa. Dacă faceți cantități mai mari, puneți în pungi de vidare și dacă faceți cantități cât să le folosiți repede, în recipiente care se închid hermetic, este minunat. Eu cam așa procedez. Sper să vă fie și vouă de folos rețeta asta.